Apropo de impozitarea progresivă, un subiect amplu dezbătut în Partidul Social-Democrat, în Partidul Național Liberal. Am văzut că domnul Marcel Ciolacu nu renunță la această idee. Deocamdată nu a spus, la fel și președintele Klaus Iohannis, nu vor fi majorări de taxe, nu vor fi taxe noi anul acesta, însă de anul viitor lucrurile s-ar putea schimba, spune Este domnul exclus Ciolacu. anul viitor, poate din a doua jumătate a anului viitor, pentru că impozitarea din 2023 trebuie făcută cu 6 luni înainte. Deci, dacă până pe Pentru a 30 iunie intra în vigoare, nu avem exact. modificarea codului fiscal, și la anul impozitarea va fi impozitarea cum e astăzi, cotul. Acum. Care e poziția PNL? În continuare, nu susțineți o impozitare progresivă? Rămâneți la impozitare unică? În anul 2004 eram avocat, sunt din 95. Și la un leu încasat de la client, plăteam statului 79 de bani. Deci câștigam 21 de bani dintr-un leu. Adică, practic, o cincime din ce încasam. În momentul când a venit guvernul Tăriceanu cu cota unică, lucrurile s-au schimbat fundamental. Colectarea a crescut exponențial, evaziunea fiscală a dispărut, da? Pentru că omul, când avea de plătit un impozit de 16%, da? Îl plătea cu drag, știa care este situația și lucrurile au Și mai devenit rămâneau, predictibile. exact. Pentru toți cei care au trăit impozitul progresiv, impozitul progresiv nu este o soluție. Pentru cei care nu au trăit impozitul progresiv, nu cunosc, dar fac o analiză, ei știu foarte clar niște lucruri. Pe de o parte, schimbarea sistemului fiscal generează probleme de colectare până se așează lucrurile. Da? În momentul în care crește cota de impozit, persoanele care realizează venituri, care au capacitatea să apeleze la consultanță de specialitate, vor găsi soluții ca să-și maximizeze venitul. Vor splita contracte, vor înființa persoane fizice autorizate, companii care au un alt tip de impozitare și, practic, statul nu va câștiga mai mulți bani. Tema impozitului progresiv este o temă socialistă, este o temă dragă Partidului Social Democrat, este tema impozitării bogaților ca să dăm la săraci. Indiferent că stă sau nu în picioare, ea dă foarte bine cu testul PSD. Iar principala problemă care în momentul de față se manifestă în coaliție ține de faptul că atât PNL cât și PSD se adresează unor electorate compacte și distincte. Dacă Partidul Social Democrat se adresează unei categorii de pensionari, bugetari și persoane situate în zona veniturilor foarte mici, da, șomeri, oameni fără muncă și așa, a stat sociali, Partidul Național Liberal se adresează unei categorii mai dinamice, oameni de afaceri și pătura medie. Viziunea în legătură cu taxarea și cu cheltuirea banului public este extrem de diferită, aș putea spune chiar opusă. În vreme ce Partidul Social Democrat promovează ajutoarele sociale, ia uitați-vă că, de exemplu, în contextul declarațiilor repetate ale PSD-ului că vor crește pensiile chiar de anul ăsta, da? Se întâmplă acele vouchere, se întâmplă acele sume care sunt date pensionarilor cu venituri sub 2000 de lei, care va permite PSD-ului la sfârșitul anului, când pensiile nu s-au majorat, să spună: le-am fi majorat, n-a vrut PNL-ul. Cu toate astea, noi v-am dat sub forma voucherelor aproape 80% dintr-o pensie sub 2000 de lei. Deci noi ne-am făcut jobul, da? Ei, același lucru se întâmplă în toate zonele unde politicile sociale ale Partidului Social Democrat merg pe ideea să deschidem supapa și să ajutăm categoriile defavorizate. Pe de altă parte, electoratul Partidului Național Liberal, da? Ca electoratul constând în oameni de afaceri și pătura medie, oameni dinamici, tineri, merg pe ideea ca fiecare să meargă acasă cu banii pe care i-a câștigat. Adică nu e foarte în regulă ca statul să întreține persoanele care nu vor să muncească. Ok, suntem stat social, avem obligații de solidaritate, dar ca să fii solidar cu cineva, omul trebuie să și vrea să muncească. În România astăzi, șomajul este strict o problemă de abordare și o problemă care nu se rezolvă pentru că statul și autoritățile locale întrețin o categorie de oameni care nu vor să Foarte muncească. corectă. În contextul în care noi aducem pakistanezi, indieni și așa mai departe și creștem contingentul de oameni pe care îi aducem și plătim ajutoare sociale, este clar că avem o problemă. Dar nu vă temeți că veți fi, să spun așa, oaia neagră în coaliție? Că, cum spuneți și Dar suntem dumneavoastră, deja, vine PSD și spune: vă dăm bani, dar PNL-ul nu vrea. Dar eu nu contest. Dar eu o să spun un lucru. În momentul când am făcut guvernul de coaliție, pentru că asigurăm stabilitatea României, știam aceste lucruri.
O parte din măsurile sociale am fost obligați să ne... Mă întreabă liberal, domnule, dar cum poți fi de acord cu aceste pomeni sociale? Domnule, fii atent. Este ca într-o familie, da? În care tu vrei să te duci la bere și soția vrea să meargă la mall, da? Păi o să te duci la mall, o să te duci și la bere, să zicem, da? Și în coaliție la fel. S-au stabilit anumite priorități și ca ele să poată fi implementate, s-a mers pe teoria, mai cedezi și eu, mai cedezi și tu. Și așa s-a ajuns, da? Atât la componenta socială, cât și la componenta liberală. Ne-am bucurat foarte mult că din primul program economic, 60% din alocări erau pe zonă, pe zonă liberală, erau pe zonă de investiții. Da? Inflația, creșterea deficitului au făcut ca investițiile în zona publică să mai scadă. Da? Dar ne-am bucurat foarte mult pentru că am impus investiții în zona publică, măsuri liberale, susținerea companiilor. Bun, această competiție, da, între noi și ei va continua. Eu nu-i acuz, eu nu sunt supărat pe domnul Ciolacu, pentru că domnul Ciolacu își face treaba. Domnul Ciolacu, repet, are un alt tip de electorat. Pentru domnul Ciolacu, aceste ajutoare de 700 de lei, de 1000 de lei, sunt lucruri care îi aduc voturi. Da? Din punctul meu de vedere, sunt niște bani aruncați. Pentru că, pe de o parte, cresc inflația, pe de altă parte, aduc mai mulți bani în piață, da? Așa, pe de altă parte, nu-i ajută foarte mult pe beneficiari, care, într-adevăr, le face o zi, două mai frumoasă, da? Și nu se regăsește nimic în economia națională. Eu prefer să investim în lucruri care banii să circule și să se regăsească în veniturile statului, în locuri de muncă, în creșterea produsului intern brut. Nu, da? Vă temeți că vă pierdeți electoratul? Ciclic. Măsurile astea anunțate, sau cum spuneți dumneavoastră, fastos de Partidul Social Democrat, aduc și voturi. Sigur, dar le aduc voturi. E o realitate. Le aduc voturi pe zona lor. În ipoteza în care noi ne facem bine politicile publice pe care le promovăm de regulă, politicile liberale și politicile de prudență, eu cred că electoratul de dreapta, care potrivit tuturor sondajelor de opinie și potrivit tuturor verificărilor la vot, uitați-vă la alegerile prezidențiale, da, este puțin mai mare de 50%, poate să ne asigure voturile necesare ca să mergem mai departe. Chiar după poziția Partidului numărul 1. Cum mai stă PNL în sondaje? E relativă povestea. Am ajuns din nou pe locul 2, avem peste 20%, unii dau cu 24%, alții cu 23%, alții cu 22%, PSD-ul e cotat spre 30. Lucrurile sunt relative. Noi venim după o perioadă tumultoasă, după o perioadă în care, iată, am schimbat doi președinți într-un an de zile, într-o perioadă în care au existat o serie de frământări în interiorul Partidului Național Liberal, frământări generate de aceste schimbări. Pe de altă parte, Partidul Social Democrat, așa cum am spus, este un partid care are un foarte bun PR, niște politici foarte, foarte bine țintite și foarte bine, foarte bine vehiculate și anunțate în public. Ne-au acuzat foarte mulți oameni de dreapta că nu reușim să stopăm acțiunile PSD-ului populiste și așa mai departe. Pe mai multă sau mai puțină bună dreptate. Și că dar... vă stau cu subsemnatul, că păi, cam așa e. Faceți parte dintr-o coaliție și ce se decide la coaliție, indiferent din partea cui vine măsura, e, nu, comun, e, o chestie, nu? E o chestie foarte interesantă. PSD-ul, având un electorat mult mai bine conturat și mult mai docil, care e mai ușor de satisfăcut prin niște măsuri din astea cu impact bugetar, ei au mai puțin de dat cu subsemnătul, da? Pentru că, repet, ei au vinovații de serviciu, n-au pe noi. La noi e mai complicat, pentru că electoratul nostru este un electorat inteligent, este un electorat care e foarte greu de indus în eroare, nici nu-ți propui acest lucru, și care e foarte exigent. Și care, în general, ne taxează destul de des. Însă, și acest tip de, și acest electorat al nostru, da, la un moment dat va avea de ales. Vine în continuare la vot ca să susțină partidul de dreapta sau intră într-o stare de amorțeală? Riscul intrării într-o stare de amorțeală este o guvernare de stânga cu consensuri de stânga. Și atunci cred că feedback-ul acestui electorat, electoratul nostru, va fi un feedback rațional. Ok, nu suntem perfecți, dar totuși suntem de dreapta. Totuși, în mare măsură, da, principiile noastre și politicile noastre coincid cu așteptările lor. Într-o perioadă cum este aceasta de instabilitate, că putem să o, da, numim așa, cu prețuri exagerate, inflație, da, foarte mare, contează aceste, cum să le numesc, ajutoare care vin? Să știți că povestea este... Omul se uită în buzunar și zice, povestea... mă, mai am 50 de euro rămași de la, de la guvern. Să știți că povestea este relativă.
Orice ban venit este binevenit și găsești o destinație. Indiferent câți bani ai avea, faptul că ai mai mulți bani, da, te face să apreciezi măsura care ți-a adus bani în buzunar. Corect. Un voucher de 250 de lei pentru o persoană cu venituri mici, da, generează în buzunarul respectivei persoane un adaos, un plus de 10, 15, 20% față de veniturile constante. Da? Eu nu pun în discuție faptul că voucherele nu pot să-și atingă menirea la anumite persoane. Eu pun în discuție altceva și pun în discuție, fac această discuție dintr-o perspectivă a unui om care nu crede în statul socialist, care nu crede că forma în care poți crește nivelul de trai al populației este forma de ajutoare sociale și de pomeni. Nu. Eu cred că, știți teoria aia cu pescuitul, dă-i pește să învață-l să pescuiască. Eu cred că, în mod firesc, inclusiv partea de ajutorare trebuie să fie țintită, mult mai bine țintită. Cred că toate măsurile astea care merg cu un anumit tip de criterii, veniturile, o pensie sub 2000 de lei, de exemplu, da, sau venituri sub o sumă de, nu sunt foarte relevante. Eu cred că ar trebui ca sarcina ajutorării persoanelor care au nevoie de ajutor să fie împărțită între bugetul central și bugetele locale. Cred că la nivelul comunităților locale se cunoaște mai bine care sunt necesitățile respective. Cred că ar trebui corelate cu puterea de muncă, cu dorința de a munci sau cu dorința de a sta la umbră, da? Ar trebui corelate cu alte venituri pe care diverse persoane le realizează. Sunt persoane care au o pensie de sub 2000 de lei, dar realizează alte tipuri de venituri, da? Mai mult sau mai puțin fiscalizate. Sunt situații în care primesc, beneficiază de această ajutoare oameni care chiar n-au nevoie, iar oameni care câștigă 2000 și 3 lei și cărora le-ar prinde bine, dar acei 3 lei peste 2000 nu le dau vocația la aceste ajutoare, se uită și cu amar cum oameni care sunt bine situați, dar pentru că o pensie sub 2000 se califică la acest tip de ajutoare. E o formă de inechitate socială, da? Pentru că această abordare socialistă, da, cu plafon și le dăm bani, e o chestiune care niciodată, da, nu va duce la creșterea păturii medii din România, clasei medii, ci nu va face altceva decât va crește numărul de pauperi, de persoane paupere, și le va menține într-o zonă a unei pauperizări suportabile, în care banul ăsta care îți vine te ajută să mai tragi de timp o lună, două și așa fără mai departe. Fără să faci nimic, da. Exact. Dar nu duce la un progres social sau un progres economic.